În anul agricol recent încheiat, România a înregistrat producții record la numeroase culturi. Cu toate acestea, se întâmplă lucruri paradoxale, ca să nu le spunem altfel, în sensul că, de exemplu, România exportă grâu și importă făină. Avem nevoie de foarte multe schimbări în agricultură, pentru că România, ca și întotdeauna, este și vorbim foarte mult de potențialul pe care îl avem, în acest caz de potențialul agricol, însă între potențial și performanță este o mare diferență. Acum vedem că ne pregătim să contabilizăm, să spunem, un an agricol deosebit, producția la cereale mi se pare că va fi record din ultimii ani, însă, în continuare, balanța agricolă, balanța comercială în domeniul produselor agroalimentare este foarte proastă. De ce este proastă? Pentru că România exportă produse neprelucrate, exportăm cereale, exportăm animale vii, exportăm foarte multe alte produse neprelucrate și, în schimb, evident, consumatorii așteaptă produse agricole de înaltă calitate. Ca atare, noi importăm, începând de la produse cu prelucrare înaltă, lactate, produse de carne și așa mai departe, dar importăm și produse de panificație, importăm și făină. Europarlamentarul Iuliu Winkler, care este și președintele Organizației Județene Hunedoara a UDMR, a enumerat și verigile slabe care au dus România în această situație. Acesta mai susține că pentru o revenire la normalitate este nevoie de o schimbare de mentalitate în agricultură, dar și de susținerea acestui domeniu cu fonduri guvernamentale și europene. Pe lanțul de valorificare avem câteva verigi slabe, ele încep de la posibilitățile pe care le avem pentru depozitare, apoi pentru prelucrare, apoi pentru valorificare și marketing. Și acest lucru înseamnă și un oarecare grad de asociere a producătorilor, pentru un producător singur, bineînțeles că are mult mai slabe șanse de a fi jucător activ și de a putea produce profit. Asta înseamnă o schimbare de mentalitate în agricultură, înseamnă întinerirea, schimbarea de generație care are loc în agricultură, dar această schimbare de generație trebuie să fie susținută de la buget, dar și din fonduri ale Uniunii Europene și înseamnă un proces complex în care este foarte, foarte mult de lucru. Iuliu Winkler a mai menționat că în prezent se elaborează un plan național strategic în domeniul agriculturii, prin care se pot atrage fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului prelucrător și de comercializare. Europarlamentarul Hunedorean mai spune că, în mod normal, România ar trebui să fie exportator de produse alimentare prelucrate și nu importator. În acest moment ne aflăm în stadiul în care planul național strategic în domeniul agriculturii pentru perioada 2023-2027 se află în stadiul elaborării la Ministerul Agriculturii. Pe baza acestui plan național strategic vom primi fondurile din politica agricolă comună cu începere din anul 2023 și acest plan național strategic trebuie să ajute această schimbare în agricultură. Pentru că altfel degeaba avem producție mare, degeaba avem performanță bună în domeniul primar, dacă nu avem performanță bună în sectorul producător și în sectorul de comercializare. Noi, în mod normal, ar trebui să devenim exportatori de produse alimentare prelucrate și ar trebui să avem o balanță comercială în domeniul produselor agroalimentare. Ne aflăm foarte departe de un asemenea deziderat. Liderul UDMR din județul Hunedoara a subliniat că planul strategic, cât și fondurile europene, sunt foarte importante, mai ales pentru sprijinirea tinerilor fermieri. Însă a precizat și că performanța nu se poate obține dacă se va face agricultură doar pe hârtie. Este foarte important să avem aceste planuri, este foarte important să utilizăm fondurile Uniunii Europene și în perioada 2023-2027 noua politică agricolă comună are ca prioritate clară și financiar foarte consistent finanțată sprijinul pentru agricultorii tineri. Dar sunt niște condiții pentru proiecte, pentru programe, deci trebuie să devenim din, eu știu, fermieri pe hârtie, trebuie să devenim fermieri cu adevărat, trebuie să avem competitivitate în producția agricolă și pentru asta avem nevoie de o adevărată reformă în domeniu. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul Consiliului Economic al UDMR de zilele trecute, condus de hunedoreanul Iuliu Winkler. Concluziile și propunerile pentru îmbunătățirea situației din agricultura românească vor fi prezentate la Congresul UDMR de la finalul acestei săptămâni, acesta nefiind unul de alegeri.